Militarii ucraineni au anunțat că au lansat un nou atac asupra insulei Șerpilor ocupată de ruși la începutul asediului din Ucraina, iar peste 40 de soldați ruși au fost uciși. Armata ucrainană afirmă că a atacat insula șerpilor din Marea Neagră. Soldații spun că au lansat în repetate rânduri atacuri cu rachete la adresa militarilor ruși mobilizați pe insulă. Mai mult, Comandamentul de Sud al Armatei Ucrainene susține că în urma bombardamentelor aproximativ 42 de soldați ruși au fost uciși. În plus, ucrainenii mai afirmă că mai multe sisteme antiaeriene și o unitate de comunicații au fost distruse de rachete. Momentan, nici atacul și nici victimele raportate de partea ucrainană nu pot fi verificate din surse independente, de asemenea, până acum nu a fost semnalată nicio reacție din partea Kremlinului cu privire la afirmațiile ucrainenilor. Cu toate că a fost pierdută sub controlul rusesc, insula Șerpilor a devenit la începutul războiului un simbol al rezistenței ucrainene, după ce a fost mediatizată o înregistrare audio ucraineană conform căreia, în timp ce echipajul crucișătorului rus Maskva le cerea prin radio militarilor ucraineni de pe insulă să se predea, aceștia din urmă ar fi răspuns cu mesajul Navă de război rusească, du-te naibii. După publicarea înregistrării, Kievul a susținut că militarii ucraineni de pe insula Șerpilor au fost uciși în timpul atacului. Ulterior, Ucraina a demonstrat că ei sunt în viață. Rusia anunțase imediat după ocuparea insulei că 82 de soldați ucraineni s-au predat pe insula Șerpilor. Însă, între timp, soldații ucraineni au fost eliberați în cadrul unui schimb de prizonieri.